Zia! Zia, stai! Stai! Înțelegi? Zia, iartă-mă! Zia, de ce nu înțelegi? Înțelege-mă, voi vă ascundeți! De ce vă ascundeți? Ascultă, Zia! Zia! Fugi! Fugi! Nu! 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 Nici n-am ajuns. Hai, frumoasă, unde puteai? Ai, ce? L-a omorât pe Iulius! Înapoi! Ce se întâmplă aici? Ce aveți cu ea? L-a omorât pe Iulius. Cum s-a întâmplat? Vorbiți odată! Și tu, cum ai îndrăznit să ucizi un ostaș roman? I-am spus că dacă pune mâna pe mine, va muri! Voi toți veți muri! Să nu îndrăznești să te atingi de mine! Cine această femeie? De unde vine? Sabinus le-a găsit pe toate undeva într-un sat acolo sus. În castrul femei? Afară! Ieșiți afară de aici! Afară! V-ați amintit de răpirea Sabinelor sau de ce? Barbarilor! Unde-i Sabinus? Ha? Sabinus! Unde-i? Undeva pe aici. Unde-i? Căutați-l! Voi o să-l judecați. Tiberius, uite-l pe Sabinus. Sabinus, ce-i cu tine? Tiberius. Spune, ce s-a întâmplat cu tine? Tiberius, nu mai văd. Cine a fost? Cine a făcut asta? Cine a făcut asta? E cineva în stare să-mi arate drumul? Știe cineva să-mi arate drumul? Pe cai! Nu e vinovată. Trebuie să o aperi. Ce-i cu Sabinus? I-am pus fiertură de ierburi ca să-i potolească durerile. Va mai vedea? Zi, va mai vedea? Nu. Nu trebuia să plec. Armele au vorbit. Acum vrem pace aici. Împăratul vrea să fie pace aici. Trebuie să înțelegeți asta. Ai voștri trebuie să înțeleagă asta. Îmi pare rău. De fapt, ai înțeles. Nu știi ce am înțeles eu și ce nu. M-ai rugat să vin? Am venit.
muncim împreună? Să mâncăm împreună. Vino și tu. Șezi. Numele meu e Tiberius. Al tău? Andrada. Andrada. Eu am să-ți spun Andra. Bine? Spune-mi. Cine e șeful sus în munți? Eu mă duc la oamenii mei. Mă întorc. Ei bine, ce mai aștepți, învingătorule? Sunt în mâinile tale. Ce mai aștepți? Mi-e frică. N-ai spus tu că cine se atinge de tine moare. Casa mea e și a ta. Odihnește-te. Și încearcă să uiți. Acolo începe Dacia liberă. De 100 de ori cât vezi cu ochii, sunt neamurile noastre. Pe acolo n-a călcat și nu va călca picior de roman niciodată. De ce nu mergem acolo, unchiule Gerula? Acolo, stăpâne, vom merge când vei fi mai mare. Când vom putea adura din nou toate triburile sub o singură mână. A ta. Dar până atunci... vom sta aici în preajma romanilor, căci mai avem multe datorii de plătit. Aprindeți focurile! Sau credeți că nu mai mâncăm astăzi? Am trimis după tine. Te-am așteptat. Am avut de lucru. Ascultă, Ciungule, Gerula e pe aproape. Trimite-l pe fiul tău să-l caute. Noaptea, când va da semnalul, ucideți-i pe toți. Asta e totul. El îți va spune cum și când veți face toate astea. Ai înțeles? Unul singur va rămâne în viață. Să meargă la Roma să povestească totul. Cine anume, stăpână? Tiberius. De ce tocmai el? Ca să suferi. Să învețe și el ce-i umilința.
Eu m-am gândit... Tu nu trebuie să gândești nimic. Ai uitat pentru ce ești aici? Vei face tocmai cum ți-am spus eu. Ei, ciungule, e o adevărată minune. Îți spun eu, numai la Roma, numai acolo pot întâlni așa ceva, crede-mă. Merge. Nu-i rău. Cu piatra și cu lemnul, noi suntem prieteni. Vin pentru toată lumea! Statuia, a? Cum o vezi? Care-ți dă? Așa, așa, sau așa? Așa, 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 sau așa? Așa, așa, așa. Hai, hai pe la mine acasă. Hai pe la mine acasă. Lori! Uite ce frumos e forumul și statuia. Noi o să facem împreună lucruri foarte frumoase. Case și drumuri în toate părțile. Cetăți solide din piatră, drumuri frumoase, grădini frumoase cu flori și apeducte. Apeducte nu! De ce? De ce? Nu vreau eu! Stai, 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 stai! Nu facem! Dacă nu vrei, nu facem apeducte! Nu facem! Ce apeducte? Apă, apă. Ah, da, da. Aducem apă bună de la izvor. Nu! Apă nu! De ce? Vii! Stai, stai. Vin! Vii. Vii peste tot. Să din peste tot vii. Fă-mi cinstea și pășește pragul modestei mele locuințe. Eu nu. Eu mă duc să mă plimb. Laila, laila. Ha? Tembrul e terminat? Da. Am băut. Ești frumoasă. Nu. Nu. Să nu-ți fie frică de mine. N-o să mă miști din acest... Să nu crezi că sunt numai soldat. Nu. Am o educație aleasă. Accept acest om care ți se închină pentru eternitate. Acceptă omul care știe să iubească întotdeauna cu credință.
te iubește pe tine. Nu, 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 nu-ți fie teamă. Nu pleca. Am să stau numai aici. Știi, la Roma, toate femeile fugeau după mine. Pentru că sunt un om capabil. Multe femei doreau să-și unească numele cu al meu. Virgiliu. Nu, e Ovidiu. Da, Ovidiu. Tu stai aici cu mine. Îți voi face drumuri pe care să umbli. Grădini frumoase cu flori, cu fântâni, cu palmieri, cu portocali. Tu știi ce sunt portocali? Eu știu. Nu pleca. Mi-e frică să nu te superi. Te rog să rămâi. Iar dacă dorești, nu-ți mai vorbesc până în ziua în care vei voi tu. Ascultă-mă. Te rog ceva. Nu, nu mă lăsa singur. Eu am să rămân aici. Pentru că trebuie. Să construim drumuri, case. Andra, ai stat afară. Azi noapte, te rog, iartă-mă. Hai, vino. Nu mă atinge, Romanule. Te urăsc. Te urăsc cum vă urăsc pe voi toți. Ai îndrăznit odată să-mi spui să uit. Să uit, da. Pentru a cădea mai repede în brațele tale. Și după, să mă arunci soldaților tăi. Andra, ce ți-am spus aseară e adevărat. Pleacă. În casa mea nu poți sta decât dacă mă iubești. Așa cum sunt, bun sau rău. Și ca să nu crezi că mi-e frică de moarte, Alec!
De ce nu? Unde vrei să pleci, acolo o să te omoare Gerula. Măi, în genunchi cu toții, rugați-vă de stăpâna noastră să nu ne părăsească. Numai ei chiză și ea vieții noastre. Fata mea, noi trebuie să trăim aici, pe pământul ăsta. Să durăm. Noi suntem ai pământului ăsta care e al nostru. Numai așa-i putem învinge, rămânând aici. Și eu ce trebuie să fac? Te rugăm să te întorci. O să-ți fie tare greu, dar te rugăm. Ridicați-vă. Toți o să ne facem case din astea mari ca lui Tiberius. Și apeducte. Apeducte? Da. Tiberius nu prea voia. Dar el a spus apeducte peste tot. Frumoasă femeie. E de piatră. Cine a fost? Nimeni. Vântul. Cine a fost? Nimeni. Aici o să dormim. Și pentru că n-am vânat nimic, nu mâncăm nimic. Ți-e foame, stăpâne? Nu. Hai, dormiți. Dormiți și nu uitați. Pe dușmani acum stau în casă și mănâncă. Hai, dormiți. Nu, nu beau singur. Sabia, unde e sabia? Care sabia, de ce? Sabia ta,
Dacă e băiat, primul lucru pe care va trebui să-mi pună mâna e sabia. Tatăl nu trebuie să audă strigătele mamei. Plecați! Vreau numai să o văd. Ieșiți afară! Plecați! Plecați! Ieșiți afară! Poți să strigi. A plecat. Ai auzit pe mine strigând? Ce v-ați oprit? Oricum, e o sabie. Ce facem? Ce putem să facem? Așteptăm. Tu nu vezi că Ciungul a venit încă? Bătrânul nostru se află împreună cu prietenul său, care îi se naște un fecior. Ce? Ce vrei? Hai? Am vorbit eu cu tine? La lucru! Și să nu vă mai băgați în vorbă! De ce te legi de noi? De ce strigi la el? Ce s-a făcut? M-a supărat cineva? Hai, 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 lăsați! La lucru! Te supără că se naște un om? Dintr-unul de-al vostru și stăpâna noastră? Gata, ajunge! Prin aceasta te recunosc, fiu al meu, cetățean al Romei și al Daciei, om liber și stăpân! Nu vreau, nu vreau, nu vreau! Înțelege-mă, nu vreau și nu pot, chiar dacă aș vrea. Copilului meu i-a pus numele Traianus, vrea să-l crească în legea romană. Pe mine mă silește să port haine romane. Vrea să plec la Roma cu el. Nu mai am răbdare. Mi-au copilul și plec în munți. Chiar dacă o să mă omoare Gerula. Tu trebuie să mă înțelegi. Eu înțeleg un singur lucru. Acum ești mamă. Ai un copil și copilul are tată. Asta e. Și să nu îndrăznești să desparți băiatul nici de mamă, nici de tatălui. La la
O să aflăm vești de la Roma. Marius Fortunatus e un om inteligent. Povestește foarte frumos. Știi, îți spun un secret. Azi vom fi ridicați la rangul de municipium. Ridică brațul. Ai trimis pe cineva să aducă vin? Da, am trimis. Nu te-ai îmbrăcat? Ba da. Ce e cu tine? Nimic. Nimic? Cine a ridicat acest templu? Cum? Tu ai ridicat acest templu? Am făcut ce mi-a cerut prietenul meu, Tiberius. O să ne ajutați și de acum încolo? Dacă o să mă roage el, da. De când împăratul m-a lăsat aici, la capătul lumii, am încercat, încerc mereu să fiu altceva, nu soldatul care am fost. Și când te-am găsit pe tine, am sperat, am crezut. Dar... ești un om bun. Îți mulțumesc. Fii cu minte, Traianus. Nu super pe tata. Ți-am spus să fii cu minte. Acum sunt la... Restul... nu e al tău. Andrada. Eu știu. Acolo sus, în munți, e un om, iubitul sau soțul tău. Omul care de ani de zile ne urmărește, îmi ucide soldații, omul din pricina căruia nu pot dormi. Ți-e teamă de el? Nu. Într-o zi îl voi prinde și îl voi ucide. Dar înainte mă spune totul. Tiberius, niciodată pe acest pământ nimeni nu-ți va spune nimic din ceea ce tu nu trebuie să știi. Și nimeni nu-ți va da nimic din ceea ce tu nu trebuie să ai. Ai să întârzi. Salve, Tiberius. Împăratul a hotărât această așezare, opera minții și mâinilor voastre, de azi înainte va deveni municipium și ea va rămâne aici în veci, la hotarele Imperiului, bastionul cel mai înaintat al Romei. Începând de astăzi, acest municipium se va numi... Și de acum 3 ani nu ori mai auzi de noi. Să se liniștească. Gata? Gata! Mergem sus. Opa, sus! M-ai învins!
Dacă ai să înveți bine, te iau cu mine la vânătoare. Vino repede la Castro. Convoiul care a plecat ieri la Roma s-a întors. Cum? De ce s-a întors? Dă-te bune, ia-mă și pe mine. Tu rămâi aici. Vom păți cu toți la fel. Dezlegați-l. Ridicați-l. Vom păți cu toți la fel. Ajutați-mă să-l duc în cort. Ascultă! Ne-au spus să spun că toți romanii care nu vor părăsi Dacia vor sfârși la fel de nu se vor supune. De unde au știut de plecarea convoiului? De unde? Tu întrebi asta! Tu care ai dus în casele noastre, în forul nostru! Privește-i! Îi vești, da? Nu vezi, mâncăm la fel ca ei, trăim la fel ca ei, ne îmbrăcăm la fel ca ei! Noi i-am învins pe ei! Sau ei n-au învins pe noi! Pregătiți-vă de luptă! Dacă nu-i găsim nici acum, vă voi deși marș, numărătoarea va începe chiar cu mine! Pleacă de aici, ești afară! Du-te în casă să vezi ce-au făcut ai tăi! Lupii sălbatici pe care o hrotiți cu toții de ani de zile. De unde au știut de plecarea convoiului? De unde au știut dacă nu din casa mea? Nu știu. Noi romanii ne-am lăsat casele, familiile și stăm aici, la capătul lumii, printre lupii sălbatici. Nu înțelegeți că... Mine? Pii din calea mea! Sălbaticule, ce ți-am făcut? Ce dai? Cum vorbești așa cu tatăl tău? Tiberius! Andrada, ori primești capul meu, ori îți voi pune pe masă țeasta bărbatului pe care îl ocrotiți cu toții, oricine ar fi el! Soțul tău, fratele tău, țoșul! Tiberius, tu ești bărbatul meu și aș vrea ca tu să știi bine asta. Dragii mei, scumpii mei, flăcăii mei, regele meu, dați știi cum v-am așteptat. M-am mușcat mâinile că v-am lăsat să luptați singuri, dar trebuia să știți că sunteți bărbați. Le-am așteptat la Cotul de Aur. Am căzut asupra lor. Am lăsat unul în viață. La noi nicio pierdere. Îi conducea un ticălos. Un ciung, dac. L-am ucis eu. Uite ce vreau să ducă la Roma. Dragii mei, băieții mei, luptătorii mei, ați învins! Să ne veselim! Dar voi? Voi de ce nu jucați? Nu știm. Nu știți? Dragii mei, am să vă învăț. Trebuie să vă învăț. Dar de bun știți? Da. Atunci să bem! Să ne veselim! De astăzi sunteți luptători! N-a venit încă tata? Nu încă, dorm. Nu vreau să dorm. Povestește-mi. Ce vrei să-ți povestesc? Despre marele rege Decebal. Acum poți să vorbești tare, că suntem numai noi doi. Am să-ți povestesc altceva. Nu, de... A fost odată, ca niciodată, un rege bun, mare și viteaz. Era fiul lui Scorilo. Se chema Decebal. Era spaima tuturor dușmanilor. Cine erau dușmanii? Tot felul de dușmani. Decebal era puternic și înțelept. Înainte de a muri... Cine l-a omorât?
Am să-ți spun altă dată. Cine l-a omorât? Cine l-a omorât, mamă? Acum adormi. Cred că tu ești șeful. Așa că ți-am să-ți vorbesc. De ani de zile te simt peste tot. Ca pe o umbră otrăvită. Tu mi-ai ucis oamenii mei. Le-ai bagiocorit trupurile. Dacule! Armele au vorbit și zeii ne-au dat victoria nouă! Da, i-ai crescut pe acești tineri ca pe niște sălbatici. Dar i-ai învățat să facă drumuri și case. Să se bucure, i-ai învățat să-și crească copiii în pace. Nu! I-ai învățat doar să ucidă. Acum suntem aici. Ori vom trăi împreună, ori ne vom stârpi. Ori vin alții să ne stârpească. Sunteți în mâinile mele. Cu toții în mâinile mele. Un singur gest de-al meu. Și vă vor străpunge sulițele noastre. Așa. Acum ce ai să-mi răspunzi? Ascultă-mă, Dacule. N-am să vă fac nimic. Te primim în municipium oricând vei voi tu, împreună cu oamenii tăi. Dar dacă un singur om de-al meu va mai fi ucis, unul, o să te găsesc oriunde te-ai putea ascunde. Auzi? Chiar de-ar fi să răscolesc tot pământul Daciei. Hotărăște tu! Sper că ai înțeles bine ce am făcut eu acum și cât mi-e de greu. Pe Via Flaminia se întorc trupele glorioase, cântând și glumind pe seama comandanților. De aici putem vedea Capitoliul. Copii, copii, sunteți cetățeni romani. Într-o zi o să vă duc prin Roma, cel mai frumos oraș al lumii. Când închid ochii, da, când închid ochii, mi se pare că mă găsesc seara pe Via Apia sau în grădini și ascult foșnetul chiparoșilor. Din vile vine mirosul de pâine caldă, iar cerul în această oră este depărtat și plin de lumina obosită a lunii.
faci aici? Era să cazi în apă, de-aia te-am trezit eu. Te arunc în apă. Ei, și? Ies afară și screp capul cu o piatră. Nu te-am mai văzut pe aici. Cum te cheamă? Gerula. Dacă vii în urme, am să te duc la terme. Avem terme ca la Roma. Trebuie să te speli, deoarece cam puți. Ce frumoasă sabie ai! Dă-mi 1000. Când o să fiu mare, am să-mi fac o sabie pe care am să o învârc ca marele rege Decebal. Cum te cheamă? Traianus. Al cui ești? Tatăl meu se numește Tiberius Sulpius Cezianus și este comandantul castrului. Și mama? Pe mama o cheamă Andra. E dacă. Dar acum toți sunt cetățeni romani. Unchiule, cum ai zis că te cheamă? Prinde-mi niște păstrăvi, că altfel mă bate mama când mă întorc acasă. Bine, hai să-ți prind. Copii, ați scris 9? Da! Ei, acum să scrieți 10. Ați scris 10? Da! E ora mesei. Bine, Zia. Copii, ați fost buni astăzi. Vă mulțumesc. Puteți pleca acasă. Venus! Și ce reprezintă picturile astea? Aici este reprezentată lupta și victoria de la Sarmisegetusa, Dacia. Iar dincolo am vrut să reprezint pacea romană care a urmat după aceea. Roman și daci împreună în fața forumului nostru. Ah, da, îmi închipui, ca în casa lui Severus. Mama! Traianus. De unde ai asta? Mi l-a dat un moș. Am uitat cum îl cheamă. El mi-a prins și păstrăvit. Avea o sabie lungă, încovoiată, mai frumoasă ca a ta. Mi-a spus să spun, mi-e foame, mamă. Ce ți-a spus? Că un singur om mai trebuie să moară. Barbarii. Cât sunt? Mulți. Foarte mulți. Ce facem? Trimiteți ștafete la Ulpia Traiana. Să ne vină cât mai repede ajutoare. Am auzit că vrei să lupți alături de oamenii mei. Ce vrei în schimb? Vorbește! Vorbește! Mare șef, eu pot să-ți arăt drumurile cele mai bune. Ce vrei în schimb? Pe șeful castrului. Câți oameni ai? Destui, nu te privește. Sunt luptători buni, eu i-am crescut.
tu ești luptător bun? Hei! Rupe-i mâna! Mare șef! Eu știu cum luptă romanii! Rupe-i mâna! Tăiați-i capul! Repede! Repede! Nu ție, nu ție! Lui m-a făcut de râs! Bine, am văzut. Te aștept aici cu oamenii tăi. Șeful va fi al tău. Faci ce vrei cu el. Și plecați de aici. Toți, toți. Ai înțeles? Îmi place țara asta. Și marelui nostru o să-i placă. O să stăm noi aici. Ascultă. Vara, iarba este bună, grasă. V-am fost tată și mamă și nu înțelegeți? Nu înțelegeți că mai bine mi-aș fi smuls limba din gură decât să vă spun ce v-am spus? Nu știți că de ani de zile, noapte de noapte, nu văd decât un singur lucru, clipa când voi răzbuna capul și mâna dreapta regiului meu? Și dacă astăzi eu, Gerula, vă spun că trebuie să luptăm alături de romani, vă spuneți nu? Faceți cum vă spune, dragii mei, iubiții mei. Ce vă poruncesc eu? E mai presus de patima mea! Pe cai! Pe cai! Nu înțelegeți că barbarii vor să ne ia pământul! Încălecarea! Va fi cum poruncești tu, Gerula, credinciosul meu. O să ne batem! O să le arătăm barbarilor cine suntem noi! Aduceți-l pe Vastus! Nemernicia mea, un câine turbat, am mușcat mâna. Mulțumesc, Gerula. Nu ți-e teamă, n-am să te omor. Du-te încotro, vezi cu ochii. Yeah.
Optimus! Cavaleria! Regelui meu! Tatăl tău a fost un mare viteaz. A câștigat multe bătălii. Acum el e sus la zei. Se bucură. Tu ai să crești și ai să fii un mare șef. Am să te învăț să te bați, pentru că va trebui să ne batem. Tu, copiii tăi,
copiii copiilor tăi, pentru acest pământ bun și frumos. Plângi? Nu plâng.